Când am auzit săptămâna trecută că domnul Antonescu merge luni și marți la Viena, mi-am zis, uite, bă, un om normal la cap, bravo, bravo. Adică dacă știi că ești stresat, că te lasă nervi și că nu mai poți să faci față presiunii, mergi puțin să te relaxezi înainte de a lua o decizie importantă. Bine, ci că domnul Antonescu a fost acolo la muncă, mă, având o întâlnire oficială planificată cu 3 luni înainte. Totuși, cât putea să muncească, mă, domnul Antonescu? Nu prea mult, o știm din anii anteriori, când nu prea dădea pe la serviciu. Așa că putem bănui că nici la Viena n-o fi dat în brânci de trudă, nu? Așadar, avea timp să se relaxeze, putea să viziteze muzeele din Viena, putea să se plimbe pe aleile pietonale din centru, putea să facă multe lucruri, nu? Da, Viena e un oraș frumos, da. Adevărul e că e cam frig, mă. Mai bate și vântul ăla sinistru. Da, putea să meargă omul la vestitele târguri de Crăciun, nu? A, nu, că alea nu țin tot anul, mă. Au fost în decembrie, acum suntem în februarie. Chiar, mă, ce să faci în februarie la Viena, mă? E extra sezon rău de tot. Târguri de Crăciun nu sunt, frig e, reducerile din magazine s-au terminat și mâinile domnului Antonescu nu vorbesc, bă, austriaca, ci doar engleza. Dă-și câte unde e englezul ăsta, scuzate, senior. Și până la urmă, câte șnițele poți să mănânci, mă? Da, normal, domnul Antonescu, în loc să se relaxeze, s-a întors și mai stresat de la Viena și mai pus pe ruperea USL-ului. Auziți, domnul Antonescu, da, în roata aia mare, mare de la Prater, v-ați dat, domne? Știți de ce vă întreb? Că ăla ar fi putut să fie cel mai înalt punct în care ați fi putut să ajungeți în cariera dumneavoastră politică. Alo, elevatorul? Așadar, Crin Antonescu și-a adunat ieri partidul și cu toții, cu toții, da, deci unitate, deci consens, cu toții au decis să iasă de la guvernare. Pentru că, în ciuda a ceea ce afișează unii pe ecran, ne vom distra mai târziu pe tema asta, PNL a ieșit din USL și de la guvernare. Deci, băi, Radule, pentru toți stâmpiții, dacă văd că unii nu înțeleg. Deci aici era așa USL-ul, da, unde erau PNL, PSD, PC, frumos, și din USL-ul ăsta, pac, ăsta, PNL-ul, că bă, zăpăcesc și eu, a ieșit, mă, da? Bun. Ei, bine, ca să fie totul mai clar și nimeni să nu miște în front, Crin a ieșit aseară cu o rezoluție în 4 puncte. Nebunie! Cum zice însă vorba din un popor, tot rău spre bine. Țeapă! N-am pus la cale nimic cu Traian Băsescu. Wow! Wow! Oh-ho-ho-ho! M-auzi? Domnul Antonescu. Dar nu dau raportul nici la domnul Ponta, nici la altcineva. Vreți să dormim aici? Așadar, liberalii ies de la guvernare, miniștrii depun mandatele. Asta e una. A doua, demisia lui Ponta, corect. A treia, n-am înțeles ce e exact, ceva cu partidul stat. Mă rog, a fost bine cât au stat și ei acolo, erau 2 partide stat, acum că au ieșit PSD, a rămas partidul stat, nu? Ultima e și mai tare. Filialele din teritoriu au libertatea să rămână la Ciolan. Păi e frumos, domnul Antonescu. Ca să nu vă dea peste bot cei din teritoriu, pe ei mai lăsa să se joace cu Ciolanu? Păi pe plan local PSD nu mai e, domne, partidul stat, nu mai e răul suprem. Hai, bă, că ne-am lămurit și cu cât de dispuși sunt liberalii ăștia să se sacrifice pentru niște principii. Hai, Dumnezeu să ierte, bă, că mai iau... Nu, eu. E foarte bun, bă, e la drept, bă, nu pare rău că... Da. Dumnezeu să ierte pentru ce au făcut acestui popor, bă. Practic, USL-ul ăsta a murit atât de tânăr. Să n-apuși tu, bă, să-l vezi pe Traian Băsescu plecat de la Cotroceni. Așa ceva. Auzi, bă, e de post ăsta, Colăcelu? Că domnul Antonescu, ci că liberalii sunt învățați cu postul, mă. Bietul Partid Național Liberal, să vă spun de când, câtă vreme n-am mâncat.
de când face politică. Din 90 până în 96. Din 2000 până în 2004. Din 2008 până în 2012. Adică avem lungi perioade de post. Putem să ducem fizic și spiritual acest post. Domnul Ponta, mai tânăr și desigur de altă confesiune, inimele, crede că nu poți fără să mănânci. Mult. Vedeți, domnule Ponta, vedeți? Așa vă trebuie, domne, dacă luați după dumneavoastră la masă oameni pe care nu-i verificați înainte. Ăștia au venit, au mâncat pe săturate vreo 2 ani, iar acum cu burdihanele pline, râgâie și spun că ei sunt obișnuiți cu postul. Bine, cred că unii s-au obișnuit cu mâncarea și îl vor lăsa pe Antonescu, dar și pe martorii lui să postească singuri. Mă rog, unii dintre ei vor fi nevoiți să postească pentru că vor ajunge la pârnaie destul de repede. Domnul Roșanu, domnul Chițoiu, sunteți bine, domnilor? Și ce o să zică băieți? Nu, de ce vă întreb asta? Păi, întreb eu că văd că domnul Antonescu, deci în timp ce ăștia mari se rupeau, prin Partidul Național Liberal dădeau iama procurori. Da, mă, da! Chiar ieri DNA cerea voie să-l ancheteze pe Chițoiu și îl reținea pe săracul Dara Durușanu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut astăzi un aviz Camerei Deputaților pentru a putea începe urmărirea penală pe numele fostului ministru al finanțelor Daniel Chițoiu, totul în dosarul ASF, acolo unde se pare că Daniel Chițoiu este acuzat de abuz în serviciu. Dan Radu Rușanu a plecat în urmă cu puțin timp de aici, de la Direcția Națională Anticorupție, cu cătușele la mâini, pentru că a fost reținut pentru 24 de ore de către procurori. Tehnic, Dan Radu Rușanu nu mai este membru PNL. Practic, el a fost pus în fruntea ASF de către liberali, iar inima lui bate în continuare pentru culorile partidului. Inima mea bate... E suficient să ne uităm pe listele de donatori ai Partidului Național Liberal și vom înțelege cât de liberal a rămas domnul Rușanu. Cât despre domnul Chițoiu, câtă vreme nu e dat afară din partid, precum alți dizidenți, rămâne și domnia sa un liberal. Fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul neșistit. Așa că, domnul Antonescu, poate vă concentrați puțin și pe ce se întâmplă în partidul dumneavoastră. Știu, acum ați fost cam ocupat, că de nu divorțezi în fiecare zi, dar totuși, domne, poate vi se pare important ceea ce faceți, poate chiar este, dar puțină grijă n-ar strica. Pe bune, păi într-o zi când o să vă duceți la partid, o să găsiți sediu gol. FNQ-ul are deja cu executare definitiv, QRI-ul are și el sentință definitivă, dar e cu suspendare, Chițoiu nu se simte prea bine, Perușanu l-au eliberat temporar, dar nu se știe cât rezistă, să nu mai vorbim de dosarele care se coc exact zilele astea. A, nu, domnul Antonescu, lăsați-mă să ghicesc. V-a zis că dacă rezolvați treaba asta cu USL-ul, face o scamatorie la justiția independentă și vă lasă oamenii în pace, a? Și l-ați crezut, nu? Ce să zic? Ai, mă, Crine, mă, nici n-ai făcut și tu câțiva pași și ai început cu glumițele. Adică, na, după gluma asta mare USL pe care ne-ați servit-o timp de 3 ani, Caterinca ieftină nu mai ține, nu? Dar nu vă dați seama totuși că nu sunt Tarzan, mi-e o frică de mor. Mi-e o frică de mor, mi-e o frică de domnul Ciuvică, mi-e o frică de domnul Gâdea, mi-e o frică de domnul Badea. Nici nu mai trec prin cartierul ăla, nu trec podul Cotroceni. E, nu sunteți Tarzan, vă sunteți domnul Antonescu. Și dacă vă mai duceți pe la Băsescu de câteva ori, o să fiți ce vrea mușchiul dumneavoastră. Mare atenție însă, a doua zi când vă treziți, băgați repede două aspirine și o cană de zeamă de varză. Mai ia din senzația aia de Tarzan călcat de tir. Cât despre Badea, Gâdea, Ciuvică, râs Tarzane, râs, dar ce o să te mai usture? Aoleu! Tarzane, o să te usture de zici că te-au prins 5 gorile în călduri. Știi foarte bine cum stă treaba acolo din vremea în care te toloneai cu Victor pe canapele prin studiouri. Jungla, Tarzane, ascultă la mine. E Bruxelles față de ce va fi la Antena 3 până la prezidențial. Plânge țara, bă, cum vă spuneam, își sfâșie antibăsiștii cămeșa de supărare. Europa e îngrijorată, cursul leu euro tremură și el. În timpul ăsta,
Sunt și niște oameni care nu și-au pierdut capul și sângele rece, niște profesioniști adevărați. Ei își fac treaba în continuare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și cum n-a venit vremea să scuipe unde au lins sau să lingă unde au scuipat. Imparțial și obiectiv, plin de echidistanță ca găbiță oprea de loialitate, lingăii de ieri și azi și-au făcut datoria. Dar nu te forțează, bă, nimeni să dai pe Antena 3. Poți să te uiți la alți echidistanți. Hai, mă, că se înțelege ce e de înțeles, da? S-a rupt USL, că presa era ruptă dinainte, asta știam, nu? Ce, mă, te doare mâna sau mintea să le combini? Liberalii și ambiția lui Ponta au rupt USL. Simplu, hai, de ce naiba vă învăț eu să vă uitați la televizor? Ce naiba faceți, mă? N-am zis că nu ne mai luăm de colegi, bă, pe... Ne luăm doar de alții, da? Ce v-a apucat acum imparțialitatea? Hai că mai avem și alte materiale, trecem la următoarea știre, da? Fomista grevei, Cristiana Angel, a tras și ea cu analiza în situația politică. Dar nu poate, mă, săraca să analizeze ca lumea, e slăbită femeia, da. Îi mai trebuie așa vreo 2-3 ani de mandat ca să se întremeze ca lumea după greva aia. Uitați, doamna Cristiana Angel. Luați, doamnă, un colăcel din ăsta. E gratis, hai! USL-ul a promis că îl va susține pe domnul Crin Antonescu la prezidențiabile. Cum, mă? Candidat la prezidențiabile? Vai, doamna Grapini, ăsta, vai, fomista grevei Cristiana Angel. Ce naiba, doamnă, vi s-a atrofiat mansarda de tot? Ah, stai, mă, că nici n-avea de unde să știe, mă, că dumneai e învățătoare, nu? Auziți, fiți atentă, ca să nu vă mai încurcați, trebuie să știți doar atât de azi înainte. Ponta bun, Antonescu rău, da? Ha? Ponta bun, Antonescu câh. Propoziții simple, fără multe floricele, da? Vedeți că vă urmărim și iar vă dăm cu dicționarul în cap pe aici, pe culoare. Mai de te îngura, mă, tine. Cosmin Gușă... Da, mă, băiatul ăla care nu e consilierul lui Crin Antonescu și Ion Cristoiu, da, băiatul ăla care e atârnache pe la toți, după cum bate vântul, o ard foarte european, da. Da, bă, ci că Antonescu s-a certat cu Ponta de la legea amnistiei, asta a fost problema, da? Acestea sunt cele două motive, amnistie plus Ponta președinte. Gata, bă, deci s-a dat ordin pe unitate, Crin e european. E anticorupție, antibaroni, da. Asta în timp ce Rușanu și Chițoiu erau fugăriți cu pulanele de procuror să dea cu subsemnatul și după ce Fenechiu freacă podelele pe la Jilava. Da, mă, îi se potrivește imaginea asta? Ceva de speriat. De fapt, știți ce, mă? Eu zic că dacă își lasă din nou părul lung ca în tinerețe, Crin Antonescu e leit Monica Macove. Bă, și dacă tot vrea domnul Antonescu să meargă până la capăt pe drumul Bruxellesului, eu zic să facă publice și facturile coabitării cu Dan Voiculescu și cu Gigi Becali, nu? Nuclear Stegra, Clujozna. Băi, și ce frumos se leagă toate lucrurile când te uiți în evenimentul zilei. Așa ceva... Cum se întreabă, bă, micuții, dacă electoratul lui Băsescu îl va accepta oare pe Crin Antonescu? Știut fiind, nu-i așa, că ăsta a dat o lovitură de stat, că a demolat statul de drept. Ce să mai, a fost un nenorocit, el și vreo 7,5 milioane dintre români. Da, eu zic să-l lăsăm pe Crin, că se descurcă el. Ce dracu, doar a dat o lovitură de stat, nu? N-o fi prostănac așa. Dar mă gândesc ce o să faceți voi, mă băieți. Da, ăștia din insolvență care acum o să vă puneți aspiratoarele în funcțiune, să vă adunați balele pe care le-ați aruncat pe Crin Antonescu în toți anii ăștia. Ha? Hai, bă, că aveți treabă și poate eu vă rețin, nu?